Viața pentru ideologia respectivă. Poate lor chiar mai puțin. Astăzi ne găsim într-o situație precară. Nu mă refer la industrie, nu mă refer la faptul că avem incidentul ăsta cu o mină de aur. Nu mă gândesc la faptul că avem o presă împărțită, mai multe canale de interese. Păi vedeți la faptul și asta, ce vreau să vă sugerez pentru cei care sunteți dincolo de frontarele noastre, că prima stranietate, prima întrebare și prima stare de anomalie este comparația cu ce s-a fi petrecut dacă evenimentele din 18, 19, 20, primul război mondial, sau chiar mai jos un an, poate, s-ar fi discutat în 1940, în 41, în 46 și așa mai departe. Bineînțeles că puteți să spuneți că a existat un fundament politic care ne obligă să ținem cont. Mi-am trecut dintr-o stare în alta, că acel comunism ne-a infestat chiar și sufletul și că putem vorbi cu multă ușurință despre cele petrecute acum 15-20 de ani. Dar întrebarea mea e ca istoric și contemporan fiind, în ce măsură cei care vorbesc. Vă dau un exemplu. Au fost culeși, doi dintre torționarii, unul comandant de pușcărie, altul comandant de la Sacia. Vă dau așa un exemplu de ce înseamnă infantilism. Păi nu am dat noi listele ăștia acum 20 ceva de ani, emanate de către Comisia de Control a Parlamentului, Comisia de Cercetare a Abuzurilor. Nu le-am dat noi către, atât către procuratură, cât și către parchetul, nu mai știu, fac avea de denumire pe vremea aceea. Și ni s-a răspuns că suntem în întârziere, prea mult în întârziere, că nu mai pot face nimic. Nu le-am cerut noi celor de la, și aici am un martor pe domnul profesor Roschi, nu le-am cerut noi de la celor de la proaspătă serii, format prin Martea Pire, să ne dea numărul victimilor. Și vă mărturisesc că mă roșesc acum de acea comunicare pe care am primit-o. Oare îmi pun problema dacă ne mai paște iarăși o epocă de neseriozitate, o epocă în care cei neaveniți sunt chemați și cei puțin dotați dau lecții sau chiar ajung magiști. Mă întreb dacă nu ne merităm această soartă în care un intelectual are un salariu pe care chiar un muncitor ar putea să spună că îi prinde de mine. În ceea ce privește institutul nostru, suntem și noi, într-un fel sau altul, păstătorii unui legământ pe cum au doctorii, sau pe cum aveau doctorii din Ioan, nu? Jurământul lui Scula, care se dădea în fața, cunosc pe cineva din familia mea, care a versat acest jurământ la Sorbona, el fiind medic, absolvent, deci în sala de cinste a Parisului de cultură. Mă întreb și eu dacă oamenii care fac acum istorie sau pseudo-istorie au o răspundere. Și nu o răspundere vis-a-vis de colegi sau așa de șefi sau de un guvern care ea gestionează sau ea promovat. Mă întreb dacă au o răspundere față de
tineret față de cei care vin și spun o întrebare. Făceam o socoteală în 96, 70%, 79%, într-o cazul aproape 80%, habar n-aveau că a existat o rezistență în România. Nu știu. Și că nu știau că nu vroiau. Nu știau, fiindcă nu erau învățați să știe. Mereu șapte lucruri grave. Nimeni nu știa, până acum câțiva ani de zile, că privatizarea care am făcut-o noi românii, ați auzit de privatizare, nu? Doamnă, știu că știți românești. Ne-a costat mai mult decât naționalizarea din 46, 48, 49. Și dacă cineva care conduce un institut de sortiment, cum se spune în lumea bancară, face afirmația că această privatizare a dat faliment pe proporție de 80%, mă întreb eu, ca martor dintr-o generație care, la vreo 20 de ani, am pus mâna pe armă, mă întreb eu, cine dă socoteala? Așa cum și dumneavoastră v-ați întrebat cei care ați lucrat din Vazarabia sau și populația de sute de milioane a fostei URSS, nu? Se întreabă, s-a cerut cineva la dumneavoastră? Eu știu, s-a intentat un proces, a întrebat și o socoteală, această responsabilitate a sutelor de mii, de milioane de oameni care au pierit. Mă îngrozesc acum, am păstrat poza lui Zirzinski. După cele ce am citit și nu anul acesta, ci de mult timp, are pe conștiință peste jumătate de milion de oameni. În afară de scriitori, mă întreb, lumea asta care populează fostea Uniunea Sovietică, Federația actuală, s-a organizat cumva un proces? Au fost condamnați? Măcar moral? Nimic. La noi se încearcă această parodie cu doi octogenari, nu? Dar se ignoră și nu se caută. Și cea mai bună dovadă este că la mine n-a venit nimeni să spună, a ce ordine a primit Albon ca să-l transmită jos oficiul? Sau care erau citat, care au victime, care ce a spus că a venit Pavel, de exemplu, într-o inspecție nominată la patru culme. Adică lucruri care sunt esențiale dacă e vorba să facem lucruri serios. Evreii l-au făcut. Când au capturat pe cela din scapă numele, care l-au capturat din fundul Amazonelor, ei aveau dosarul făcut. Aici. Da. Hai mă știu, aici. Pe, domnilor, ați zice, e bine că suntem aici. Vom spune cineva că aici, se referă la o televiziune. Suntem aici, la noi. Posibilitățile noastre, însă, de reverberație, de cunoaștere, de a intra în presă, în circuit de medializare, sunt extrem de reduse. Sunt chiar hilare cele din urmă. Invităm, astăzi am invitat, nu știu câte lipsește aici Ancuța, secretarea care să ne spună câte televiziuni am invitat. Dacă nu era o televiziune particulară, n-am fi avut nicio vizitare, sau poate au venit și n-am văzut eu. Televiziunea TVR1, care am avut o conversație și domnule, vin, chiar eu sau Timetru, și cu acesta închei. E firesc să fie așa. Și anomalia a devenit în timp normalitate. Este un fenomen care, pentru cei care ați venit de peste granițe, rapid de tot îi sugerez numai. Averea
mai rea moșenit-o în luna decembrie. Era o avere care pe vita nouă să intrăm în condiții mai mult decât firești în UE, într-un UE care, ar fi, care și are. Am făcut și o parte de o comisie de evaluare, mă rog, pe vremea aceea, și Uniunea Europeană, cât era destul de fila așa, în vremurile acelea, o Românie care să n-aibă niciun fel de apelie, era foarte bine gândită, cu condiții să intre și să supună unor legi, unor legi financiare, economice, pe care, cel puțin în primii ani, noi am respins-o. Ulterior însă, și există o comunicare între planurile care le-am discutat înainte și cele de poziționarea noastră în Europa. Nu ne-am gândit atunci că prezența noastră într-un procent european, în rândurile Europei care, în fond, ea ne-a părăsit pe noi și noi pe ea, așa, și cei care știți istorie, poate v-ați adus aminte de acele asigurări care a dat în fața Șanghaia României în anul de grație 39, nu? Știți foarte bine o serie întreagă de lucruri care ne-au dus la catastrofa din 40, când ne-am fost obligați, nu, categoric am fost obligați, și dintr-un orgoliu național, să luăm arma și să trecem în recâștigarea unui teritoriu pe care noi considerăm legat de istoria noastră. Când au făcut rușii cetățile lui Ștefan cel Mare sau ale lui Alexandru cel Mare. Mă rog, am promis că voi tăia firul. Vă spun numai că institutul nostru ar putea să fie un institut deosebit. Fie un institut original, dacă doriți. De ce? Fiindcă abordăm teme pe care le spunem de multe ori Black Star. Că revistele noastre, în serialul acesta de enciclopedii, veți găsi lucruri care nu s-au spus, nu s-au tipărit până acum. Mai avem și noi aici pete albe, unele de frică, altele care sunt chiar amenințătoare, în sensul că potoliți-vă, s-ar putea spune, nu? Fiindcă adevărul, adevărul are frumusețea lui, dar trebuie să știi când să spui, unde să spui și, dacă e posibil, să-ți dozezi câteodată mai pentru tine, dar nu pentru mult timp, dacă ai pretenția că ești istoric. Adevărat. Vă mulțumesc pentru această ascultare, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit că am primit două obiceiuri, că ați venit peste graniță, să ne aduceți această prezență, bucurie, în fond. Dau domnului profesor Claudiu Degelatu, îi dau posibilitatea să vă insertăm.